Și la un moment dat o întreabă Sfânta Nina, zice, dar am înțeles că cămașa lui Hristos a fost luată de un soldat. Ce să mai știi de ea? Și bătrâna asta, fiind din neam evreiesc, cumva zice, uite ce străbunicul meu, așa mai departe, zice, o luat-o de la ostașul care... Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. M-am băgat la dos undeva în pădure, din cauza că mai devreme început să se ploaie. Sper să nu înceapă iar, acum doar mai picuri, așa, cât un strop. Nu-i de mine, dar telefonul, știți că dacă ludă, nu mai reușesc să fac un treb înregistrare. Și m-am uitat o roată, că a început să răcească o leacă și aici, de acum, ce să facem, a trecut căldura, avem ghiocei, chiar, acum aici, nu cred că sunt, mai jos pe aici sunt ghiocei, deci la noi întotdeauna cam, cum se zice, începând cu 1 ianuarie, avem ghiocei în fiecare an. Da, e un pic timp altfel. Și ne bucurăm de fiecare moment, anotimp, de fiecare zi, de tot ce ne oferă Dumnezeu și Maica Domnului. Sperăm să vie zăpada și la noi, că s-o mai răcit un pic. Am avut așa, aici un fel ca... zicem ca o tradiție, spune și Sfântul Vasile, de zilele Alcionului. Am avut vreo 10 zile de liniște, cald, am avut chiar și 25 de grade la umbră pe timpul zilei. Adică eu, așa cum să zicem, vreo 10 zile de liniște, de cald. Și se zice că este o pasăre Alcion, care în anumite zone la malul mării, își depun oul în perioada asta. Și atunci Dumnezeu poruncește mării să liniștească până își scoate ea puișorii. În câteva zile ies puișorii și imediat după aia, iar după câteva zile, zboară. Deci au nevoie de vreo 10 zile de liniște, cum se zice, a mării, să nu iese din matca ei. Și în fiecare an, e perioada asta, așa se numite, zilele Alcionului, care se spunea în timpurile vechi și corăbierii urmăreau asta, când vin zilele Alcionului, ca să poată pleca, că știau că atunci au cel puțin o săptămână de liniște pe mare. Da, și așa am avut și noi vreo 10 zile și acum a început un pic de vânt, să răcească, un pic de ploaie, deci începe, cum se zice așa, primele semne ale iernii. Da, să nu mă lungesc, ce vreau să vă spun acum? Să vă spun viața unei sfinte. Timpurile vechi nu prea se știa, mai puțin la noi. Acum a început să devină mai cunoscută. Viața sfintei Nina. Da, Sfânta Nina, cea întocmai cu apostolii. Încreștinătoarea Georgiei. Se află pe 14 ianuarie prăznuită. Da? Cine-i Sfânta Nina și de ce numită întocmai cu apostole? Ați văzut? Cine a mai fost numită așa? Sfânta Maria Magdalena, cea întocmai cu apostole. Ei, la fel și Sfânta Nina. Și o să încerc în câteva cuvinte, așa cum reușesc și eu, că am și eu memoria, cum să zicem, pioneză. Ci pot să-mi amintesc. Bineînțeles că am citit viața ei, dar n-ai cum să le ții minte toate. Și Sfânta Nina, zice că s-a născut în Capadocia, dar un pic să mergem la părinții ei. Zice că tatăl ei era ostaș, Zabulon, era pe timpul împăratului Dioclețian. Și, de fapt, Maximin, deci pe timpul lui, atunci a fost el ostaș. Zice, era foarte bun ostaș, să spunem așa. Și
nu numai că era ostaș bun, dar era și creștin, creștin înascuns. Și au făcut atâtea fapte de vitejie încât era cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, încât împăratul l-a pus comandant de oaste. Și chiar la un moment dat, că, cum era Imperiul Roman, stăpânea și ținutul francilor. Și s-au răsculat francii cu război împotriva Romei. Și a fost trimis el, i-a biruit și i-a prins chiar pe căpetenii lor, pe mulți prizonieri și i-a adus la împărat. Și împăratul a spus, bineînțeles, i-a dat darul la toți ai lui pentru biruința asta mare, iar la Cilanț a spus, decapitați toți. Dar ei, cu toate că au fost, cum se zice, înfrânți și așa, se minunau de vitejia lui Zavulon și au văzut că e creștin. Și au spus, să vede că Dumnezeul tău e mai puternic decât a noastră, ai un Dumnezeu puternic. Înainte de a muri, vrem să primim și noi credința ta. Deci botează-ne înainte de a muri. Și atunci Zavulon a dat ordin și au fost botezat toți. Și atunci, văzând că s-au făcut creștini, o mijlocit pe la împărat și le-au câștigat libertatea. Ați înțeles? Să plece liberi. Și el, având îndrăzneală la împărat pentru vitejia lui, l-a ascultat împăratul. Și le-au dat drumul să plece. Și atunci căpetenile ăștia cu toți l-au rugat, vină cu noi în patria noastră ca să-i încreștinezi și pe ceilalți de la noi. Și atunci Zavulon o cerut voie împăratului și s-a dus. Și s-a dus acolo și a încreștinat, a fost și el ca un apostol acolo în zona din Irau aceea. Și după aceea a plecat și a venit la Ierusalim. Ei, aici să ne întoarcem cine-i soția lui, Suzana. Deci Suzana a mai avut un frate Juvenali care a ajuns patriarhul Ierusalimului. Și erau tot dintr-o familie înstărită, erau așa, dar ce s-a întâmplat? Părinții au murit de tineri. Și ei doi, Suzana și Juvenali, doi copii, ce au spus? Ce facem noi? Hai să mergem la Ierusalim, să ne ducem la locurile sinte, vom găsi noi acolo ceva. Erau creștini, erau porniți bine, cum se zice, dar erau doi copii. Și când s-au dus acolo, zice, pe Juvenal era mai mărișor un pic, l-au pus ca îngrijitor pe acolo la Sfântul Mormânt și încet, încet a ajuns să fie econom la Sfântul Mormânt, că era foarte capabil. Iar pe Suzana, o dat un grijă la o diaconiță care avea grijă acolo la Sfântul Mormânt și o crescut cum trebuie, așa, învățând toate cele care trebuie, așa, și povățuindu-o. Ei, când a ajuns Zavulon acolo, l-a văzut că credincios, cu evlavii tot, necăsătorit, tânăr și el, și atunci diaconița care a crescut-o, s-a dus la Juvenalii și i-a spus, auzi, dă-o în căsătorie după Zavulon, ostașul ăsta, comandantul ăsta, că zice, e un om foarte credincios. Și s-a hotărât așa și a dat-o în căsătorie. Și ei s-au întors, zice, în patria lor, în Capadocia. Și-a născut-o pe Sfânta Nina. Am putea spune un rod a rugăciunilor, cu rugăciunii, cu așa le-a dat-o Dumnezeu pe Sfânta Nina. Dar vedeți, și părinții erau cu viață sfântă, adică cu adevărat. Ce au făcut ei? Trecând un timp, s-au dus la Ierusalim și aveau flacăra asta credință, mai ales Zavulon, vrea mult mai mult. Făcuse vitejii, obținuse titluri, averii, de toate. Nu era mulțumit și au spus așa, eu vreau să mă duc în pustie, să-mi trăiesc viața ca puznic. S-a înțeles cu soția lui, a fost de acord și a spus că și ea să, cum se zice, să dedică lui Hristos tot prin biserică
și el poate să ducă. Și el o pleca să o retrasă undeva de la Ierusalim în pustie, iar ea a rămas acolo la biserica învierii să ajute și ea acolo și a fost făcută diaconiță. Iar pe Sfânta Nina, care era o copilă de 12 ani, o dat în grijă unui bătrâni acolo care tot avea grijă la Sfântul Mormânt. Și-o crescut-o cu evlavii, cu credință. Ei, crescând Sfânta Nina, bătrâna asta cunoștea mult, îi vorbea despre Dumnezeu, amănunte. Și la un moment dat o întreabă Sfânta Nina, zice, dar am înțeles că cămașa lui Hristos a fost luată de un soldat. Ce să mai știi de ea? Și bătrâna asta, fiind din neam evreiesc, cumva zice, uite ce străbunicul meu, așa mai departe, zice, o luat-o de la ostașul care o primise când o tras la sorți, cămașa lui Hristos. Și zice, el o păstrat un timp și după aceea, zice, o dat-o la... Deci ce se întâmpla? El era și el, a fost chemat la Ierusalim la timpul ceala și spune că mama lui i-a zis, vezi, te duci la Ierusalim, că ea vor să-l condamne, să-l judece la moarte pe Hristos, care e Mesia cel adevărat. Tu să nu iei parte cu ei la ceea ce fac ei, că rău lucru fac ei. Deci i-a prorocit cumva dinainte și când s-a dus el acolo, exact, a fost judecată, patimile Mântuitorului, iar el a reușit să dobândească cămașa aceea de la soldatul ceala, după ce o luase la sorți, o plătit, o da bani și o luat-o. Iar zice, în momentul în care Mântuitorul a fost răstignit, mama lui, acolo unde era ea în sătu cu ei, o simțit o durere mare în inimă și a spus, poporul nostru l-a răstignit pe Mesia și a semnat singur condamnarea și și-a tras blestemul asupra lui, prin ceea ce a făcut, că l-a respins și l-a răstignit pe Mesia și a căzut jos și a murit. Iar el, aducând cămașa înapoi, avea o soră foarte credincioasă și sora lui a luat cămașa în brațe, zice, o strâns-o și zice, cămașa care a purtat-o Hristos, Mesia, și a căzut jos și a murit cu cămașa așa în brațele ei, s-o scrie, cât o încercat aceea ca să iei cămașa și nu n-o mai putut. Și mai târziu, zice, au fost în gropat undeva cu tot cămașa. Da. Dar zice, undeva au fost în ținutul, așa se spunea, a iviriților. Deci undeva care, zice, aproape de Armenia, la Georgia de astăzi. Lucrurile astea acolo se întâmplau. Și că erau din evrei care erau în perioada aceea, prin toate părțile lumii. Și zice că când au auzit Sfânta Nina istoria asta și când doresc foarte mult să ajungă în locul ceala unde se spune că s-ar afla cămașa lui Hristos, poate să ajung și eu să o găsesc, să o ating măcar odată. Și au început să se roage, să se roage. Și i s-a rotat într-o noapte Maica Domnului. Și a spus că, uite, îți împlinesc dorința ta să te duci acolo și nu numai să ajungi în locul ceala, dar să fii ca un apostol pentru poporul ceala și să-i întorci la adevărata credință. Și au zis, Maica Domnului, da, eu sunt o copilă tânără, cum pot să fac eu asta? Și atunci Maica Domnului i-a dat o cruce, zice, cumva așa, ca din ramuri de ceva, ca o împletitură, i-a dat o cruce. Și i-a spus, du-te și eu voi fi cu tine. Și când s-a trezit Sfânta Nina din vedenie asta, au văzut crucea în mâna ei și spune că și-o tăia și o șuviță de păr și-o înfășurat-o așa în jurul crucii și crucea aia a păstrat-o toată viața cu ea. Și după aceea au spus, vreau să mă duc în pământul de acolo. Și s-au dus la fratele ei, care între timp ajunsese, cum se zice, și patriarha Ierusalimului, că trecusa anii, acum și Sfânta Nina, era o tânără,
Din era copil aceea. Și i-a spus toate astea. Și el a spus, dacă Maica Domnului ți-a spus asta, ti binecuvintezi să te duci, să îi încreștinezi și să ai toată binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Și zice, chiar în perioada aceea, fugise de la Roma 30 de fecioare, Sfânta Repsimia, cu Gaiani, cum era starița lor, și încă 30 de tineri fecioare care duceau viață retrasă, călugărească. Și pentru că în timpul acela era Dioclețian care se îndrăgostise de, care mai târziu a ajuns Sfânta Repsimia, ele au fugit de acolo, de la Roma, și plecau spre Armenia, au trecut întâi pe la Ierusalim, și atunci Sfânta Nina zice, dacă ele merg, Georgia e lângă, dincolo de Armenia, merg și eu cu el în același traseu. Dar împăratul Dioclețian imediat o trimis scrisori la Tiridat, ăsta care era împăratul Armeniei, și i-a spus așa, vezi, fecioarele alea, dacă am aflat că sunt pământul tău, să le prinzi, și dacă nu vor să lepi de creștinism și așa să le ucizi. Și le-a prins împăratul și a început să le chinuiască. Dar Dumnezeu așa a rânduit ca Sfânta Nina, în timp ce au venit soldații și le-au prins, s-au ascuns după o tufă de trandafiri sălbatici. Și au văzut cum le-au prins, au văzut toată chinuirea lor, cum au fost tăiate cu sebiile. Și au văzut un înger cum lua sufletul la fiecare, cum era tăiată, îi lua sufletul. Și atunci au strigat la înger, când au văzut că au luat sufletele la toate. Și simt îngerii, dar pe mine cum mă lași aici în mijlocul șerpilor, eu ce o să fac? De ce nu mai ieși pe mine? Și au spus, zice, tu ai alt drum. Tu trebuie să pleci prin nord, că ai o misiune a ta. Și atunci el s-a înălțat cu sufletele lor la cer și i-au pornit spre Georgia, spre Iviria. Spune că nu a ajuns acolo, n-a, era epuizată de la drum, de foame, abia și-au găsit niște păstori care s-au înțeles cu ei, care vorbeau armeana, și pentru că ea bătrâna care o povățăiat-o pe ea, știa armeana, învățase și ea, și a început să înțeleagă, și o sătuit-o pe ce traseu să meargă. I-a dat de mâncare și așa au mers încet, încet, o să încerc să trec o leacă mai repede, că atât de multe sunt în viață, în viața ei și minuni, încât ia mult timp ca să le povestesc toate. Și câte o să rețin și eu așa, din, îmi mai amintesc. Și zice că s-a dus, s-a mers acolo, și s-a aciuiat și ea, să zicem așa, pe acolo, pe unii au putut pe acolo, se ruga tot timpul, s-o povățuiască Maica Domnului Dumnezeu, cum știi mai bine. Dar la un moment dat era și ea, zice, bă, dar ce pot să fac eu, cum pot să întorc eu pe oamenii ăștia? Și zice, i s-a arătat un bătrân cu părul mare, cu barba așa, și zice, nu-ți fie frică, ia sulul ăsta. Și s-a făcut nevăzut. Și atunci a revenit ea și a văzut sulul în mâna ei. Și erau exact citatele din Sfânta Evanghelie care o întărea. Nu vă temiți de cei care ucid trupul, că așa, de suflet, nu pot să atingă. Nu vă temiți, nu cu tare, era toate încurajările. Zice, să nu puneți ce veți spune, că eu voi pune în gura voastră, și toate cealante, multe citate. Și au prins atâta curaj și au început ușor să propovădească pe acolo. Și nu numai că propovăduia, dar făcea și minuni. Avea crucea asta de la Maica Domnului, făcea diferite vindecări, și odată o văzut ea multă lume că pleca, cum ar fi spre locul ăsta capitală, cum ar fi, de pensate, tot, și s-a dus și ea cu ei. Și-a întrebat unde se duc. Păi se duc să aducă jertfă la zeu, nu mai știu cum, am zis, am ceva asemănător, nu mai țin minte, un zeu care l-aveau ei ca un ostaș în armură, făcut cu aur mare, uriaș, cu sabia în mână, deci era ceva înfricoșător. Și când a ajuns aproape de capitală, a întâlnit și Alaiu, împăratului Miriam și a soției lui Nana, care mergeau și ei împreună cu tot poporul să aducă. Și când s-a dus și ea să vadă ce fac ăștia, și când a urcat pe muntele Iceala, unde era
templu, unde erau toate zeitățile acolo, și au stat mai departe și uitași. Au văzut că împăratul cu frică, cu împărăteasa, s-a dus acolo, așa parcă era frică de dita mai zeu ăla cu sabia să nu-i pedepsească. O a adus jertfe, s-a închinat și alea au fost milă de ei, când au văzut că se închină la o statuie de asta. Și au început să roage, s-au pus în genunchi și au spus: Doamne, te rog, luminează-i pe oamenii ăștia și distrugi cu mâna ta toate zeitățile astea. Fă-le praf, nu rămâi nimic în picioare. Și în momentul acela când au zis asta, a început o furtună cu noi, nori grei, cu trăzniste, cu fulgeri, încât au fugit toți de acolo. Și a intrat o frică, zice, oare s-a supărat zeul, ce s-a întâmplat? Și au fugit toți de acolo, și au trăznit, și au fulgerat, și au făcut bucăți totul, și zeul ceala, și tot ce era acolo, capiște, izolească, nu a rămas nimic în picioare. Aia, a doua zi s-au dus și ăștia, și împăratul, și tot se vadă. Și când au văzut că o mână era pe aici, un picior acolo, la zeu, la ăștia, bucăți tot, și atunci a început să-și pui întrebarea, oare a venit un Dumnezeu mai puternic ca a nostru? De zeul nostru îi bucăți tot? Că dacă era el supărat, adică îi pedepsea pe noi, dar nu ajungeau ei bucăți. Și-o plecat de acolo nedumeriți, încetul, și zice, chiar avea un grădinar cu soția lui Anastasia, acolo la grădina împăratului, cum se zice. Și ăștia, văzându-o pe Nina de multe ori trecând, așa, o prins drag de ea și stând de vorbă cu ea, o primi și ei credința și s-o botezat amândoi. Și eu spus, zice, uite, tu și așa stai pe unii apuci. Dacă vrei, uite, că noi avem toată puterea peste grădina asta împărătească, grădină mare, o să-ți facem o căsuță într-un colț, să stai aici cu noi. Și ea o primit și eu făcut o mică căsuță, așa, o colibuță acolo unde se nevoia ea. Și ei nu aveau copii și s-a rugat Sfânta Nina și atunci au născut Anastasia, după aia pe parcurs și alți copii, adică fără întrerupere, după aceea, cum se zice, tot avea copii din 2 în 2 ani. I-a dat Dumnezeu printr-o rugăciunile Sfintei Nina. Și încetul, normal, că a început să afli diferite situații. Odată și o femeie țipa cu copilul ei că tocmai își dădea sufletul, era pe moarte și toți au spus nicio șansă și ieșise pe străzi și țipa cu el. Și atunci Sfânta Nina a luat crucea care avea de la Maica Domnului, l-a atins cu Sfânta Cruce, a făcut cruce pe el și s-a făcut perfect sănătos copilul. Și încet a început să afli, măi, uite ce minuni, uite ce face. În perioada aceea, între timp, la Roma, cum se zice, se schimbase pe acolo, a ajuns la conducere împăratul Constantin cel Mare. Cât timpul treceau ani, cum se zice, și a ajuns el. Și atunci, și împăratul de aici, chiar de era păgâni, nu îndrăznea și pe Sfânta Nina să o prigoneze sau prigonească ceva, pentru că deja dacă își de acolo își dăduse libertatea, nu mai îndrăznea nici el să facă rău, cu toate că nu prea de multe ori deavorii îl chinuiau, că ce s-o găsi să vorbească asta de Hristos aici. Dar odată s-o îmbolnăvi foarte tare împărăteasa lui Nana. Deci era pe moarte, la pat, nu mai putea. Și atunci a spus chiar soția grădinarului, zice, uite, este femeia asta, tânăra asta, zice, care, Nina, care face atâtea minuni, de ce n-o chem să vie? Și atunci au trimis repede slujitor la ea, dar Sfânta Nina i-a spus așa, să vie ea aici la mine. Adică au vrut ca cumva împărăteasa să zmerească ea să vie la coliba ei, ca prin felul ăsta, cumva și Dumnezeu să-și facă milă de ea. Și împărăteasa imediat o dat ordin, o luat-o cu targa, cum se zice, și o adus-o la coliba ei și ea, Sfânta Nina, a zis să o pui pe patul ei. Și s-a rugat pentru ea și a făcut-o sănătoasă. Bineînțeles, totdeauna folosea crucea de la Maica Domnului. Și s-a făcut sănătoasă împărăteasa și atunci împărăteasa a spus, vreau și eu credința ta. Și s-a încreștinat și s-a botezat. A venit, a spus la împărat, uite așa, împăratul tot nu era el de acord, cumva. Și în timpul cealaltă a venit un trimis mare a perșilor, unul din oamenii importanți. Și ce s-a întâmplat cu el? Vine la împărat aici, la Mirian, s-a îmbolnăvit foarte grav pe moarte. Deci era gata să moară.
ce să fac, unde, știa de la soția lui, că doar Sfânta Nina putea. O adus la Sfânta Nina, l-a vindecat. L-a adus la Sfânta Nina și l-a vindecat. Și atunci, bineînțeles, ăla a spus, vreau să mă fac creștin. Și l-a botezat. Când a văzut împăratul, că zicea, aoleu, se întoarce ăsta la împăratul perșilor, botezat, zice, pornește la cu război împotriva mea, dacă află. Și în fine, după aia, Dumnezeu l-a așteptat și pe împărat. Și când a văzut că el tot se împotrivea, el nu accepta, că lui nu-i trebuie, odată când s-a dus la vânătoare, s-a iscat o furtună cu trăznite și fulgere așa de tare, că o împrăștea toți oștenii, și când l-a trăznit odată asupra lui, a orbit. Și atunci, abia atunci s-a zmerit, a căzut în genunchi și a spus, iartă-mă Dumnezeu în inimă, știi că pentru asta m-ai pedepsit, că n-am vrut să te primesc, iartă-mă, uite, mă pocăiesc din toată inima și primesc și eu credința. Și în momentul acela s-a vindecat și a venit, s-a botezat și el și chiar spune univa că era fiica celui mai mare, cum zice, a sinagogii acolo, a evreului cel mai mare și a primit și ea credința creștinească. Și o iubea mult pe Sfânta Nina și atunci tatăl ei a venit să vadă, domnule, ce spune asta? Și când a văzut ce mărturie aducea și ce putere avea Sfânta Nina și în cuvânt și în minuni, o accepta și el credința, s-o boteza și ei. Ei, și după aia a început, dacă împăratul, împărăteasa, ce a spus împăratul? Măi, vreau ca tot poporul meu să încreștineze. Și a trimis soli la împăratul Constantin cel Mare și a spus, trimite-mi preoți, episcopi aici, că vreau să încreștinez tot poporul. Și bineînțeles, împăratul Constantin i-a trimis preot, episcop și chiar avea cumva ca o statică acolo pe fiul împăratului Mirian de aici. Și l-a trimis înapoi și a spus, acum dacă te-ai botezat, suntem frați. Nu-i mai nevoie să țin pe fiul tău aici, primește-l înapoi și te bucură de el. Și așa a început încreștinarea Georgiei acolo. Deci, continuu, vă dați seama, adică un popor întreg a fost o încreștinare și, bineînțeles, toți o accepta, nu a fost cumva cu sabia la gât, cum a fost în Rusia, acolo a fost mai când a fost încreștinarea acolo mult mai târziu. Dar aici a fost, adică și-a dat seama tot poporul văzând minunile pe care le făcea Sfânta Nina, care acum treceau ani și ea, adică nu-i era o copilă. Și la un moment dat, ea și-a dorit foarte mult că ajunsese la mormântul ceala, acolo unde i s-a spus că acolo a fost îngropată, cum am spus, tânăra aceea, cămașa lui Hristos, dar nu se știa unde, cum, dar era un copac crescut și făcea multe minuni la copacul ceala. Și atunci au locuit o bucată acolo și vineau și se vindecau oamenii. Și împăratul a dorit să facă acolo biserică. Dar să nu uit, revin cu un amănunt, spune că Sfânta Nina era verișoara Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ați înțeles? Erau rude apropiate. Uitați-mi lucrul ăsta să vă spun. Și împăratul o dorit să facă o biserică aici, pe locul ceala, unde se făcea atâtea minuni, unde se spunea că e mormântul la tânăra aceea, cămașa lui Hristos. Și-o tăia copacul ăsta și-o pus cumva stâlpii bisericii. Din copacul ăsta era un chiparos mare, ceva acolo, sau un cedru, ceva, nu mai rețin. Și spune că trei stâlpi au putut să ridice în picioare, pe unul nu a putut, sub nicio formă, și era întristat împăratul. Și zice, noaptea s-a rugat Sfânta Nina și a văzut un înger cum a luat stâlpul ceala și l-a pus la locul ăla, adică întâi zice, a stat o bucată în văzduh și după aia l-a pus. Și acolo s-a construit o biserică. Și bineînțeles, ca să nu mă mai lungesc mult, multe minuni acolo, Sfânta Nina era o zonă a armenii mai departe un pic, care acolo erau mai sălbatici oamenii și nu primise credința, nu s-a ajunsese. Și ei au spus că vrea să ducă să locuiască acolo, să-i încreștineze și pe ei. Și s-au dus acolo, s-au mutat într-o peșteră și încetul, făcând multe minuni, au încreștinat și acolo. Și se spune că ajunsese și ea la o vârstă acum, trecusă ani, nu era bătrână, dar oarecum mai trecusă ani. Și i-a venit timpul să plece la Dumnezeu. Și atunci au trimis răspuns la împărat să-i trimite pe episcop să o spovedească, să o împărtășească, acolo la peștera ei. Și a venit împăratul cu toată suita, cu episcopul,
plângând, ospoveditul, bineînțeles, episcopul împărtășitul, toți plângeau așa când știind ce-o făcut ea pentru ei. Și așa rându-și rămas bun de la ei, o pleca la Dumnezeu. Și spune că împăratul după aceea o făcut, dar ea o spus să lăsați trupul meu să-l îngropați în peștera asta, să nu-l duceți, că ei își doreau să-l ducă, vă dați seama. Era, cum zice, sfântă din viață. Și când a vrut să iei trupul, n-o putut să-l iei. Așa cum și-o dorit, ea l-a îngropat acolo. Și atunci împăratul după aia a dat ordine acolo și-a făcut o biserică mare pe mormântul ei, unde se făceau multe minuni. Și biserica asta a făcut-o pe mormântul ei, dar a pus în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care era verișorul ei. Și multe minuni se făceau acolo și se spune că s-ar mai păstra și în ziua de azi biserica aceea acolo. Și poate s-o mai refăcut în timp, vă dați seama. Dar așa și se fac multe minuni acolo. Și zice, în peștera aia unde s-o nevoit ea, când avea apă la început s-o rugat și a ieșit așa, cum zice, dintr-o piatră de acolo apă. Din ibea ea și zice, apa aia mai era numită și apa laptelui. Că zice, femeile care nășteau și n-aveau lapte pentru copii, se duceau, beau apă de acolo și le venea lapte ca să poată să alăpteze copiii. Da, se făcea multe minuni. Și după aceea a fost trecut în rândul sfinților după plecarea ei din viața asta și au început multe biserici să facă în cinstea ei acolo. Da, vedeți, Sfânta Nina, cea întocmai cu apostolii, care, bineînțeles, în Georgia, acolo, în Ivirea, cum se chema înainte, e foarte respectată ca un apostol pentru ei. Și vedeți că și aici, în Sfântul Munte, mănăstirea Iviru, de unde vine Iviru? De la iviriți, în timpurile vechi, mănăstirea asta a fost făcută de georgieni, de iviriți, cu mulți ani în urmă. Și de asta o și-a luat denumirea de Iviru. Și mai târziu, cumva, acolo, vedeți, unde se află icoana Portărița a Maicii Domnului, da, poporul georgienilor, e un popor așa, adică, zice, foarte luptător, credincios. Chiar mă uitam, după 90 încoace, când și ei trecuse prin ce-o trecut, steagul lor îl luase cu o cruce mare, roșie, în mijloc, frumos îl făcuse, cum l-au avut ei pe timpurile vechi. Da, să ne ajute Sfânta Nina, să-i cerem ajutorul, că e mare sfântă, chiar de nu e atât de mult cunoscută, dar vedeți ce viață a avut și cum și-a dăruit toată viața ei din mică lui Hristos. Și bineînțeles, știți cum închei eu, niciodată să nu uităm de stăpână, de Maica Domnului, să-i cerem ajutorul și după aceea să-i cerem ajutorul și a Sfântei Nina și la toți sfinții. Doamne ajută, să ne ajute Maica Domnului și toți sfinții.